Partida Romilor, cât și în familia dânsului. Am avut ocazia să-l cunosc din regresatul Fane, fratele dânsului și cumnata Geta, care se mândre atât de mult cu domnul Neia. Am lucrat în piață lângă dâns și ani de zile și întotdeauna mă întreba că știa că urmăresc emisiunile despre rom. Și întotdeauna mă întreba, doamna Otilia, cum o vorbiți? E deștepta din eu. Era extraordinar de mândru, de mândru. Iar când venea la dânsul în piață, domnul Neia era antrenorul acel, atât el cât și Geta. Am avut ocazia să cunosc și pe soția dânsului, o femeie minunată. De-aia văd că a durat atâți ani căsnicia și să dea Dumnezeu să dureze în continuare. O femeie înțelegătoare, deci înțelegându-l pe domnul Neia, problemele dânsului, mers, venit și toate. Deci, din câte știu, are o familie foarte frumoasă. Eu am avut ginere din verme, cu ocazia asta am cunoscut și pe socra dânsului. Am cunoscut și părinții. Alo? Da, vă ascultăm. Într-o zi stăteam în piață cu marfa mea, iar fane Geta cu ale lor, a venit mama dânsului acolo și noi tocmai povesteam despre dânsul cu o sară înainte, a fost o emisiune. Necunoscând-o, atunci am cunoscut-o pe mama dânsului, o femeie extraordinară. Eu le povesteam despre cum discutat. Fane era atât de mândru. Și o cuprins-o și-o sărutat-o și-o zis, vezi, mamă, ce frate am. Și atunci bătrânica a început să plângă și l-o cuprins așa la piept și-o tot timpul să fiți uniți și mândri. Vă mulțumesc mult pentru intervenție. Din păcate sunt nevoită să vă opresc. Domnule, este foarte impresionat și aș dori să pot continua emisiunea cu dânsul. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție. Să trecem puțin la tradiția asta, având în vedere că știu că ne aflăm într-un subiect sensibil și ne mulțumim, doamne, foarte mult pentru intervenție. Mulțumesc mult, doamna Macrae, pentru că o atins niște subiecte foarte, foarte dureroase pentru familia noastră. Vorbeam de tradițiile etniei rome și anume de data de 2 februarie, data în care ați spus că făceați pregătiri intense din timp, să aveți o costumație adecvată. Asta înseamnă că mergeați la pețit? Sigur, la baluri când mergeam, tot timpul trebuia să mergi elegant, că acolo se întâlneau fete din tot județul, din tot băieți și sigur atunci care de care eram mai eleganți, care de care ne scoteam în evidență hainele la sărbători. Și sigur, așa cum am amintit, din fericire și mulțumesc bunului Dumnezeu, acolo am cunoscut și pe soția mea la Vermeș. Prin balurile acestea care sunt binevenite, pentru că aici romii se întâlnesc, aici se cunosc și aici chiar se nasc căsătorii. În ce consta un asemenea bal? Erau puse mese, stăteați jos, era o anumită trupă care cânta? Balurile se organizau de unul din localitate, sigur, se punea muzică bună, veneau tinere, fetele veneau cu părinții lor, sigur, fetele trebuia să vină cu părinții lor să le țină hainele, să aibă grijă cu cine joacă, cu cine joacă, cu cine stau de vorbă. Și sigur, la noaptea, la 12, era cina aceea, la 12 se oprea muzica în sat, în cămin, toți locuitorii de acolo chemau la masă, neamuri, cunoștințe, fetele își duceau băieții acasă dacă aveau o simpatie. Și chiar mi-aduc aminte la cel bal că am fost invitat și acasă la soție. Asta însemna că la 12 noaptea balul se oprea și mergea o oră de masă. Se mergea, fiecare nu își rămânea nimeni în cămin. Fiecare om își lua cunoștințele, își lua neamuri, își lua băieți, fete. Și ce s-a întâmplat dacă nu vă găseați jumătatea sau nu vă plăcea de nimeni de la acel bal? Te luau prieteni, te luau băieți, erau băieți. Deci erau, găseați la cine sigur, să mergeți. Nu stătea nimeni. La o oră de acea oră de masă, toată lumea mergea la masă. Și era o cină mergea serioasă, la pregătit, cu tot, cu... Sigur, să știa, balul era trezor, se pregătea mâncăruri, ciorbe, sarmale și așa mai departe, tot mâncări, băutură și așa. Și stătea o oră la masă și pe urmă reveneai înapoi la cămin și până dimineața la
dans. La... Și când se cunoșteau părinții băiatului cu părinții fetei? Asta dacă după mergea ce, totul bine? Sigur, ai cunoscut pe fată și deja ai încheiat o prietenie cu ea, ai mai mers, te-ai mai întâlnit, ai mai mers acasă la ea, tot ai încheiat o prietenie bine stabilită de viitor și după un timp, sigur, așa cum am făcut chiar și eu, mergem pe omenie, cum se zice, pe vedere. Da. Și atunci, sigur, să duc părinții, să întâlnesc, să povestesc. Sigur că până ce mergi acolo, mama fetei te întreabă cui ești, cine ești, se interesează dacă lucrezi, dacă... Ai bani. Ai bani, dacă ești din familie bună, dacă... Sigur, dacă... Asta înseamnă că părinții au un cuvânt greu de spus, sigur, în ceea ce înseamnă, sigur, viitorul copiilor, părinții, viitorul căsătorie. Noștri, cam romii noștri din județ, cam aproape... mai ales satele astea tradiționale a noastre, unde se țin balurile astea, Lechința, Vermeșu, Budacu și așa mai departe, cam aici ei se cunosc, romii noștri, mai ales bătrânii, exact ca și cum ar fi generația mea acum de băieți și femei care sunt, eu îi cunosc, știu că ăla e al nu știu cine sau ăla provine din familia ăla sau așa. Și sigur atunci cam părinții sigur se orientează fiecare la să-i fie bine la fată, să fie dintr-o familie bună, să fie cu servici, să fie băiatul cu... Adică fiecare își urmărește, adică urmărește omul să fie omul potrivit la persoana. Locul potrivit. Da. Ce se întâmplă dacă un băiat de etnie romă se îndrăgostea de o fată de altă etnie? Sau eu știu, de o româncă, de o unguroaică, de o nemțoaică? Aceea, în 85-86, așa cum era pe vremea lui Ceaușescu, sigur, de preferință, cam romii noștri și părinții fetelor sau băieților prefereau să-și ia fiecare de nația lui, adică fiecare să fie, să provină din acea etnie. Dar acum, sigur, după ce au trecut 20 de ani de revoluție, după revoluție, sigur, deja e la modă, deja să cunosc, să căsătoresc, chiar sunt familii mixte care se căsătoresc român cu româncă, cu țigan sau invers. Și sigur, acum nu mai e atâta tamtam că, vai, că pe vremea lui Ceaușescu, dacă îți luai o țigancă ca român sau invers, dacă îți luai o român ca o țigancă, gata, nu mai erai nici între țigani, nu erai nici între români. Practic, nu mai erai băgat în seamă de familiile lor, că pentru că o făceai forțat, ca din dragoste și așa mai departe. Cred că părinții, nici a fetei, nici a băiatului, nu erau de acord nici într-un caz să căsătorească. Mi-ați spus înainte de a intra în această emisiune că aici, cel puțin în zona noastră, nu se poartă acele căsătorii dinainte stabilite, nu, dintre nu, părinți, nu, dintre diferite familii de romi și copiii la 14-15 ani să trebuiască să se căsătorească pentru că așa au stabilit familiile lor. Nu, 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 nu. Pentru că aici, la noi în județ, nu se practică așa ceva, pentru că noi, romii noștri din județ, sunt mai... nu știu cum să mă exprim, să nu greșesc, nu se, ca